Raluca, ce faci? Mergem? Avem test la română. Nu vin, mi-a dat mătușii mea scutire. Păi și testul? Lasă-mă cu testul. Zim, ți-a plăcut? Da, e super. Mă rog, vorbim la telefon. Pa! Mătușa, vino să mă ajut cu muzica. Bine, dar terminăm până la 3, da? Să ne prindă domnul director. Hai odată, dicte. Hai. Dacă iau bacul, tata mi-a promis că îmi dă mașina lui. Dar tu nici măcar n-ai carnet. E, o să-mi iau. Și o să mă prind și pe mine cu mașina, nu? Da, normal. Dacă vrei, dăm o tură până la mare, dar bani de benzină îi pune jumătate. Și ce mașină are tata? Logan din 2007. Logan? Nu vin cu tine la mare. Credeam că ai o mașină mai mișto. Haideți, bă, că vine Dirigo. Avram Ramona, Marius Badea, Madalina Banu. Lipsește. Probabil se pregătește pentru mus. Liniște. Bun, mai lipsește cineva? Nu, domnule diriginte. Scoateți o foaie de hârtie. Dăm un test. Iubirea. În romanele scriitorilor români din perioada interbelică. Vă alegeți ce scriitor vreți voi. Hai că e simplu. A, e domeniul meu. Adevărat. Dacă e domeniul tău, mă aștept să iei 10. Adrian, lasă fițuica aia dacă vrei să dai bacalaureatul anul ăsta. Raluca. Nu-mi copiați. Nu, un pic, te rog. Îți spunem, tu ești prietena bună cu Madalina. Da. Și știi de ce nu vine la școală? Vrea să facă manechin și este la un concurs de mis. Acum e la București, a zis că aduce scutire, altceva, nu știu. Bine, bun. Aici am primit eșarfa și ăsta e președintele jurului. E un tip foarte cool, știi? Aici, eram la o ședință foto împreună cu el, la București. Madalina, aș vrea să vorbim. Am auzit că ai câștigat un concurs de mis. Și ați venit să mă felicitați. Mersi, Dirigu. Madalina a lipsit o săptămână de la școală. M-am voit, mătușa. E vreo problemă? Directorul a spus că te exmatriculează dacă mai faci 10 absențe. Te rog, nu mai lipsi. Madalina, stai, nu am terminat. Mi-ar plăcea să mai stăm de vorbă, Dirigu, dar nu vreau să întârzi să mai fac încă o absență. Ce a zis? Că o să mă exmatriculeze dacă mai lipsesc. Ce vrea, să nu mă mai duc la concursuri? Păi, așa ar trebui, măcar pentru un timp, știi? Până dai bacul. Ești nebună? Lasă-mă, fată, în pace. Tu crezi că mă interesează bacul? Bine, gata, nu te enerva. Am zis și eu așa. Ce oră avem? Avem biologie. Ai învățat? Nu, de ce? Păi, dai test. Profa vrea să-ți încheie imediat. Lasă că o să-mi sufli tu. Nu pot, o să stai în față. Ah, n-am niciun chef de biologie, am plecat. Madalina, treci în clasă.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Educația în comunitate. Drum cu prioritate.